Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 23 iunie 2021. Cu o zi înainte de luna plină, ziua de astăzi este plină de energii mistice. Aceasta este o perioadă specială în care universul se deschide și ne conectăm direct cu lumile subtile, făcând un pas în necunoscut. Karmicitatea acestei zile este extrem de mare. Astăzi țesem împreună ieri, azi și mâine și ca niciodată vom simți clar cum în momentul acum se reflectă evenimentele din trecut și apar evenimentele din viitor. În plus, Mercur își finalizează mișcarea retrogradă astăzi, ceea ce înseamnă că puteți începe să faceți planuri. Acum va fi adecvat să vă gândiți la lucruri noi și la noi începuturi și să vă pregătiți pentru călătorii. Universul nu spune niciodată trăiește mâine, spune întotdeauna trăiește acum. Acum să vedem cum va fi ziua pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în berbec. Unii dintre oamenii din jurul tău îți ascund ceva și îți va fi extrem de greu să afli acest secret. Dar nu trebuie să-ți faci griji cu privire la acest lucru, deoarece mai devreme sau mai târziu, intuiția ta excepțională te va ajuta să rezolvi această enigmă. Îți vei împărtăși astăzi emoțiile cu ușurință. Datorită sensibilității și încrederii în tine, te poți comporta într-un mod plăcut celor din jur. Asigură-te că te distrezi și că oferi același lucru și celorlalți. Sfatul zilei de astăzi. Nimeni nu poate fi impresionat de cuvintele pe care nu le înțelege. Deci, dacă spui ceva, fă-o în așa fel încât alții să înțeleagă sensul cuvintelor tale. Taur și ascendent în Taur. Dimineața va aduce multă emoție, griji și negativitate. Va fi un moment dificil, așa că gândește-te să dormi puțin mai mult dacă o poți face. Influența tendințelor pozitive crește de la oră la oră, iar până la prânz starea de spirit se va îmbunătăți vizibil. După amiază aduce idei noi care sunt pur practice. Astăzi ai ocazia să-ți ajuți vecinii și cu siguranță nu vrei să o ratezi. Chiar dacă simți că ești forțat să faci față provocării, este atât de important încât nu vei ezita o clipă. Sfatul zilei de astăzi. Folosește-ți imaginația atunci când efectuezi o sarcină. Gemeni și ascendenți în gemeni. Poți face progrese în carieră astăzi, așa că dacă te confrunți cu obstacole, nu te îndoi de opțiunile tale. Vei putea rezolva orice problemă dacă doar ai grijă de ea. În plus, cineva important poate observa în cele din urmă cât de mult muncești. Seara este potrivită pentru studiu, colectare de informații și creativitate. În acest moment nu va fi dificil să arunci o privire asupra unor lucruri familiare și să observi ceea ce nimeni nu a acordat atenție înainte. Sfatul zilei de astăzi. Gestionează corect energia pe care o ai la dispoziție pe tot parcursul zilei. Nu are rost să te supra-soliciți. Rac și ascendent în rac. Cariera ta câștigă având, dar nivelul tău de concentrare nu este suficient de ridicat pentru a profita din plin de oportunități. Încearcă să păstrezi o bună dispoziție. În caz contrar, emoțiile vor complica și mai mult situația actuală. Aspectele materiale și financiare vor avea prioritate și unii nativi vor primi o sumă neprevăzută de bani. Va fi o zi favorabilă pentru a găsi cazare sau pentru a încheia oferte imobiliare și va fi necesar să faceți față cheltuielilor de tot felul. Sfatul zilei de astăzi, o plimbare lungă și singuratică, cu suficient timp pentru a gândi poate face minuni. Leu și ascendent în leu. Încearcă să fii sincer cu privire la lucrurile pe care te concentrezi astăzi. Chiar dacă întâlnești pe cineva care încearcă să te tragă în jos, tu poți câștiga.
folosește doar cuvintele potrivite, iar câștigurile îți sunt în buzunar. Nu este nevoie să recurgi la violențe de niciun fel. În profesia ta, ți se vor deschide mai multe posibilități și vei ști cum să faci alegerea corectă într-un mod care necesită tact, îndemânare și bune contacte umane. Activitățile tale vor deveni intense și vei ști să îți demonstrezi competența. O treabă bine făcută îți va aduce satisfacții mari. Sfatul zilei de astăzi: nu te mai îngrijora prea mult despre viitor. Fecioară și ascendent în fecioară. S-ar putea să nu te simți în pielea ta astăzi ca și cum ceva te împiedică să te comporți conform convingerilor tale. Încearcă să identifici problema. Nu va fi ușor, dar este esențial dacă vrei să te eliberezi de nenorocirile care te bântuie. Ești în puterea de a rezolva cele mai confuze situații familiale dacă ai o dorință și dacă o ai, nu ți este frică de nimic, așa că fă-ți timp pentru a discuta din inimă pentru inimă cu persoana iubită și această conversație va fi fără îndoială utilă pentru amândoi. Sfatul zilei de astăzi: setează-ți bara sus când vine vorba de provocări. Balanță și ascendent în balanță. Comunicarea merge pe marginea drumului astăzi pentru că trebuie să te concentrezi asupra propriilor responsabilități. Nu ai timp să ai grijă de bunăstarea altora. Ai nevoie de toată energia ta pentru a te ocupa de cele mai urgente probleme. Va fi foarte util să te întorci mental la unele evenimente din trecut și să le analizezi. Este posibil să înțelegi unde ai făcut greșeli, să tragi concluziile corecte și să nu mai faci astfel de greșeli. Sfatul zilei de astăzi: nu presupune că ceva este imposibil până nu ai încercat să faci acest lucru de cel puțin 3 ori. Scorpion și ascendent în Scorpion. O zi propice pentru rezolvarea problemelor financiare. Va exista șansa de a face bani buni sau de a găsi o nouă sursă de venit. Vei avea noroc în gestionarea banilor și a speculațiilor în general. Investițiile imobiliare, precum și jocurile de noroc, vor fi favorizate astăzi. Pariază pe inovație. Trebuie să te deschizi la schimbările care încep să apară în viața ta chiar acum. Nu trebuie să-ți fie teamă să testezi noi căi și modalități de rezolvare a problemelor și ia această abordare proaspătă și în viața ta profesională. Sfatul zilei de astăzi: singura persoană responsabilă de fericirea ta ești tu. Alegerea este a ta. Săgetător și ascendent în Săgetător. Dacă nu încetezi să fii tu însuți, poți ieși din mulțime astăzi. Pariază pe autenticitate, chiar dacă te schimbi tot timpul. Asta nu înseamnă că cineva va începe să te vadă ca pe o persoană falsă. Cei mai mulți vor fi cu adevărat interesați de ceea ce ai de spus. O zi propice pentru comunicare, căutare de persoane cu aceeași idee. Vorbești despre ideile tale în așa fel încât puțini oameni să rămână indiferenți față de ele, vor fi coincidențe reușite, evenimente neașteptate care te vor înveseli. Sfatul zilei de astăzi: visele se împlinesc, trebuie doar să fii dispus să lucrezi pentru a le face realitate. Capricorn și ascendent în Capricorn. În prima parte a zilei, comunicarea ta cu oamenii din jurul tău va fi dificilă. Prin urmare, ar fi indicat să amâni toate dezbaterile și întâlnirile importante pentru mai târziu. După amiază, colegii tăi vor fi mult mai dispuși să asculte propunerile și ideile tale îndrăznețe. Astăzi vei întâlni o persoană în vârstă care îți va atrage atenția asupra anumitor aspecte ale vieții de zi cu zi pe care le-ai ignorat până acum. Aceasta este o veste bună, deoarece acesta este genul de schimbare de care ai nevoie acum pentru a continua cu viața ta.
sfatul zilei de astăzi. Nu trebuie să urmezi un plan specific astăzi. Fii creativ cu problemele tale. Vărsător și ascendent în vărsător. S-ar putea să fie o zi plină pentru tine, dar asta nu înseamnă neapărat probleme. Dimpotrivă, este o veste foarte bună. Poți realiza multe acum și puțini oameni te pot împiedica să îți atingi obiectivele. Poți discuta cu membrii familiei despre achiziționarea de lucruri care sunt necesare și utile în gospodărie și vei merge la cumpărături. Acordă o atenție deosebită lucrurilor mici care îți vor crea confortul în casa ta și nu vei regreta banii cheltuiți. Sfatul zilei de astăzi. Cele mai bune zile sunt când oamenii din jurul tău se distrează pur și simplu. Pești și ascendenți în pești. Te aștepți să se întâmple anumite evenimente, dar acestea nu se dovedesc neapărat exact așa cum le imaginezi. Pregătește-te pentru cel puțin o surpriză. Dacă răspunzi bine la asta, poți învăța ceva valoros. Începutul zilei va fi reușit, interesant și plăcut și îți oferă șansa de a afla ceva nou despre vechii tăi cunoscuți. Dar după amiaza va fi mai agitată și obositoare. În acest moment vei fi nervos și poți ceda provocărilor. Încearcă să nu dai degajare emoțiilor negative, altfel starea ta de spirit se poate strica pentru mult timp. Sfatul zilei de astăzi, uneori, merită cu adevărat efortul. Face o mare diferență.